fără calc în picioare, după ce a sucit mâna și a rupt telefoanele, telefonul firmei și telefonul personal. Vedeți, are mănuși în mâini, îi dă pumni în cap șoferului. Șoferul avea undeva la 60 ceva de kilograme și 1,65 m ca și talie. Agresorul era mult mai mare. Acum... Sunt scene de o cruzime rară care îți fac pielea de găină. Nu este prima oară când șoferii unei firme constanțene care transportă pasageri de pe litoral direct la aeroportul Otopeni pățesc așa ceva. Imaginile pe care le vedeți datează din 2013. Atunci poliția a deschis dosar penal, iar unul dintre agresori a fost la un pas în fund de pușcăria. Șoferul de la prima agresiune l-a recunoscut pe agresor în cadrul procesului și comunicarea pe care o avem de la parchet. A fost audiat și adus pentru reținut pentru 24 de ore unul dintre agresori, dus în fața judecătorilor, iar datorită faptului că 10% din asemănarea fețelor constatată de Serviciul Român de Informații s-a considerat că nu ar fi această persoană, i s-a dat indubrio pro reo și în consecință autor necunoscut, dosarul fiind trimis înapoi către poliție. Necazurile firmei de transport călători au început încă de la lansarea ei pe piață, în urmă cu 3 ani. Firma s-a lansat în 2013, în luna august, înainte de lansare am primit anunțări pe mail, o le-am considerat a fi realiste. A venit totuși la vremea respectivă concubina unui proprietar de companie de transport la deschidere și a făcut puțin atmosferă, spunând că le furăm business-ul, le furăm. Atacurile asupra șoferilor au continuat cu ritmicitate. Numai departe de seara trecută, când în fața gării CFR un alt șofer a fost făcut sac de box în plină stradă, iar o mașină a aceleiași firme a fost atacată cu pietre pe traseu. Aseară în jurul orei 23:30 am luat mașina din garaj, m-am dus în fața gării CFR Constanța. Acolo, după ce am întors mașina, am coborât, m-am dus în spate mașinii să deschid portbagajul, punând bagajele pasagerilor și domnul Dan Vădineanu a venit, m-a luat de gât și a început să mă lovească, să-mi spună de ce nu-mi țin gura și... Nu, nimeni nu a intervenit, toată lumea a rămas mută de uimire că nu știa ce se întâmplă, nici eu nu mă așteptam să reacționeze așa sau... Personajul Dan Vădineanu, de care pomenește șoferul bătut aseară, este un mai vechi cunoscut al polițiștilor constanțeni. În urmă cu 3 ani făcea vâlvă în oraș, anunțând pe toată lumea că soția lui, stabilită în Germania, a plătit asasin ca să ia viața, pentru că firma lui de transport persoane este una prosperă. Contactat telefonic, Dan Vădineanu a negat orice acuzații. Este de cel ăsta cu care vine el acum, că i-am amenințat șoferii, că i-am făcut nu știu ce, eu nu mă pretez la așa ceva. Polițiștii constanțeni au deschis dosar penal pentru toate agresiunile petrecute până acum.